că până la urmă, doamnelor și domnilor, de fapt, doamnelor și doamnelor, femei suntem cu toate le. Da. Sigur că ne adresăm și domnilor, dar lecția care urmează, pentru că noi de obicei când e vorba despre doamna Monica Tatoiu, lecții luăm și nu numai lecții, ne mai luăm și după ce am vrea să Bine ați venit! Să vorbim despre eternul feminin. Eternul feminin? Eternul feminin. Acum depinde cu toate schimbările astea de sex. Aia zic. Nu, este... Aia zic. N-aș vrea să ne uităm la ele. Te naști cu particularități. De exemplu, eu că tai că mă vrea băiat la noi, eu, Radivoievici, la noi la Sârbi, trebuie să fie purtat numele. Și, mă, s-a născut fata. Da, la mine, ce urâtă ești, mă. Maică mi-a plâns 3 zile. Ideea era următoarea, că eu trebuia să fiu băiat. Am toate particularitățile. Eu nu plâng cu de-astea, cu amor și cu băiatul. Eu sunt foarte masculină. Frate meu, care s-a născut după 4 ani, el gătește, mă duce, deschide ușile. Eu sunt, am toate particularitățile unui... Acum unui mă înțelegi? Vezi că vorbește despre mine? Și tu mă cer, toată lumea mă ceartă pentru particularitățile mele masculine. Deci nu, și sunt fiul meu... Nu l-am moștenit pe taică-su, m-am moștenit, este un mix, deci este bărbat, băiat, dar este, pune muzică, clavibit, este, uite, la stele, gătește, chestii, deci nu poți să spui de eternul feminin. Din eternul feminin din 2024, știu că sună oximoronic, dar vreau să vă întreb. Da. Purtăm pantaloni, umblăm în training-uri, deci nu mai purtăm tocuri, alea care poartă tocuri sunt niște țoape că merg. Exact, da? Deci nu mai există feminin în anii 60. Cum să furi un milion cu toaletele alea ale Givenchy, Yves Saint Laurent. De exemplu, apropo de eternul feminin, mie îmi place Balenciaga foarte mult, a murit de mult. Balenciaga asta acum a fost perioadă un fond de investiții și am văzut niște pantofi de la ei. Niște orori. Femeia, altă chestie, nu știu să mai poartă mănuși și pălării. Eu am acasă o colecție, iar am zis, ce ne va fac cu ea? Că n-am cui să o las, că fiul meu e generația asta cu... Păi nu, și poartă... Nu, mi-e foarte greu, pentru că fetele, ca să poată să comunice cu băieții din generația asta, ele ultimul an de milenian, cum îi zice, da? Ele se mulează după ei. Că e tot mai greu să găsești un băiat care are toate firele de păr în cap și n-are burtă. La 30 și ceva de ani. Deocamdată, lăsați un pic. Nu, că și fiul meu. Fiul meu, de exemplu, nu mai ce mama nu mai intră în pantaloni. Dietă? Nu, l-am dus la o dietă metabolică și a slăbit 15 kg. Mi-a fost frică că nu se ține și am zis, bă băiatule, la femei, perioada de schimbare hormonală e pe la 16 ani și pe la 40. La voi, la bărbați, la 30 punct se modifică metabolismul și într-adevăr așa e. El a avut 72 de kilograme și ajunsese spre 100. Dar acum are din nou 75, nu știu. Dar foarte periculos. Da, încă o dată, trebuie să ai o componentă feminină ca mascul la 30 de ani ca să te preocupe și invers, cum arăți. Pentru că vedeți, dumneavoastră i-ați spus, băi băiatule, vezi că eu trebuie să iau frâiele, te duc la dietă metabolică, pentru că altfel îți umflu în ochi. Nu, că îți umflu în ochi, i-am spus, băi, nu e să mai poți să faci sport. Da. Deci în momentul când m-am îngreșat un kil cam în toamnă, cu nervii aia mă cul la două. Dacă nu dormi, te îngrași. Deci trebuie să dormi minimum 8 ore și să somnul ăla odihnitor. Lipsa de somn îți provoacă o poftă de mâncare și te umfli. Așa e. Da? Am reușit în 5 zile să... Kilogramurile trebuie ținute sub control. De ce? Dacă le ții mai mult de 2-3 luni, nu le mai dai jos decât cu un efort. Am reușit. Păi mă duc acum, plec în concediu și... Plecam cu chilul după mine, nu se putea. Da. Nu, ca să am unde să-l pun ăla pe care să-l dau jos. Bineînțeles. Să presupunem că ați avea o școală de doamne. Și ați fi doamna dirigintă a școlii de doamne. Ce făceam cu elevele mele de la Sava? Exact. Să presupunem că în momentul ăsta vi se dă această șansă. Care ar fi disciplinele pe care ați pune accent?
Ce în primul învăța, efectiv? În primul rând, o școală adevărată trebuie să aibă 3 ore de sport. Sport însemnând gimnastică, spaliere, mișcări, eu nu mai pot că sunt handicapat acum, dar gimnastica aia, apropo de ținută. Aha. Deci, le spun la toate fetele, eu nu port suchien, de exemplu, dar la 20 de ani vezi unele care și-au pus de-alea așa. Nu, ținuta. În momentul, burta, de exemplu, ce am învățat și eu de la o babă, când mergi cu autobuzul, nu cu mașina, ca să te îngrași, trebuie întotdeauna să sugi burta și să întărești fesele cât te ții de bară, da? Îți îmbunătățește ținuta. Ținuta unei femei este este un limbaj non-verbal în relația cu societatea. Bărbatul. Da, ești intimidantă. La ce-ți dorești la 20 ceva de ani? De altă parte, dacă ești bățân... Un bărbat, un făt frumos, să vină pe un cal alb, să te îmbrace în rochie de mirea. Când te vede așa. Ce? Când te vede țapăn așa, la da. Se sperie. Nu, se nu, nu, nu. Se intimidează. Nu, nu, nu. Generația de după milenieni, da. Ăștia care au acum 24-25 de ani, își doresc niște femei egale. Nu își mai doresc femei supuse sau femei baby doll, nu? Își doresc niște femei egale. Ce înseamnă femei egale? Adică... Egale lor. Egale lor. Ce înseamnă asta? Adică limbaj... Atitudine. Atitudine... Estetic, modul okay. în care te îmbraci, modul... Deci sunt o grămadă de limbaje, nu totul se reduce la mă, mama are mere, cum sunt astea, și unde tata mergem la club sau... Nu, generația asta de 24-25 de ani e mult mai mișto decât vrea generația... Vrea conversație de calitate. Da, nu mai fac sex așa cum se întâmpla acum 20 de ani. Păcat. Sexul e mai mult virtual. Cum ne va faci copii virtual? Da, adică... Nu, dar nici nu vor. Am vorbeam cu fiul meu, la un moment dat zice, mama, eu o să mă am un copil la 60 de ani. Zice, Chaplin l-a făcut la 70. Așa și Anthony, care? Da. Dar de ce zice că nu-și dorește copil? Pentru că nu am timp să mă ocup de el, cum nici tu nu ai avut timp să te ocupi de mine. Și eu îmi doresc o relație. Și într-adevăr, eu l-am făcut aproape 40 de ani am avut. Și acum vorbim, suntem niște prieteni, nu zici că ne despar 40 de ani de... Da? Mm-hmm. Dar, încă o dată, este foarte important să înțelegem să nu mergem cu turma. Pentru că eternul feminin nu este o rețetă ca o rețetă de slăbit. În viață trebuie să-ți pui întâi problema cine vreau să fiu eu. Da, sau cine sunt eu. Nu, cine sunt, afli pe la 50 exact. De ani. Nu. Cine, dar, nu, ideea este ce-mi doresc eu. După ce... E ca și când te duci și vrei să-ți cumperi o casă, o mașină, și ce-mi doresc eu în viața asta? După care te întrebi ce resurse, apropo și de planuri de țară, ce resurse am eu? Vreau să mă fac, de exemplu, designer sau vreau să, cum am spunea, o fată vrea să fie de-astea, pe podium manechin, model, manechin. Bun. Toți okay. ne dorim. Întrebarea este acele resurse pentru a... Că nu vreau să-mi doresc să fiu în... ultimul dintre 100.000. Vreau să fiu măcar în eșalonul primii 100. Da, da, casă. Da. E ca la tenis, nu? Toată lumea joacă tenis. Dacă nu ești în primii 100, e frecție cu diara la picioare. Și atunci, asta i-am învățat și pe elevele mele. Și la Sfântul Sava, în 90, când m-am trimis, asta a fost plăcut, că nu mai era nimeni să mă spună că trebuie să-i... Și ideea este, trebuie să ai puterea să spui, băi, dacă n-am picioare lungi și dacă am gleznă de vacă, nu de cal de rasă, nu pot acolo. Să mă duc acolo, da? Dar, oare, ideea pe care a spus, fiecare dintre noi avem, de la tata, ceva care reface unici sau unice, da? Trebuie să ai înțelepciunea, răbdarea, tenacitatea,
să cauți acel ceva și dacă trebuie să te ajute mama, mătușa, vreun model din, în grup cercul tău social. De exemplu, am o prietenă care e profesoară de latină și că are o gașcă de ăștia care te ascultă muzică și zic, și ce faceți? Și beau bere. Au un salariu, că acum salariile s-au mai mărit la apără. Și zic, și altceva, ce faci? Păi, stau la mama, nu mai îmi trebuie nimic. Și unde te vezi peste 10 ani? Păi nu mi-am pus întrebarea. Zic, du-te și împață ceva, nu pentru bani. Pentru ca tine. Să treci, deci te mulțumesc să stai la etajul 2, eu vreau, îmi doresc, deși am 68 de ani, să stau undeva la terasa acolo sus cu retragere. Să văd mai mult. Și nu, asta nu vine de la sine. Tu trebuie să te mobilizezi. Și fiecare secundă, și asta l-am învățat și pe elevele mele, când seara înainte de culcare, eu asta fac și acum. Am o agendă, scriu că eu nu le am cu de-alea. Ce mi-am dorit să fac astăzi? Ce am realizat? Și ce pot să trec mâine să realizez? Și la ce renunț? Cine are succes? Oh, ce bun. Și la ce renunț? Ce bun e asta. Că e pierdere de energie. Zi. Ce e mai important? Să fii foarte, foarte deșteaptă sau să fii foarte, foarte frumoasă? Acum. Deșteptăciunea trebuie să o dezvolți învățând. Frumusețea trece odată ce îmbătrânești. Acum, nu. Dar poți să fii o babă frumoasă, că am văzut căruțe. Sofia Loren, de exemplu. Este o splendoare. Tu, ce trebuie să-ți dorești este să lași o urmă după ce, că toți suntem datori comun. Ce rămâne după mine, mă? Da? Pot să fii, de exemplu, frumusețea. Frumusețea nu mai e fizic. Eu când văd fetele astea care toate își pun același număr de la sânii aia falși, aceleași gene, aceleași bretoane, că vorbeam cu prietenii lui Băfii meu, poți să le confunzi dacă e mai recunoști, da, da. Nu le confunzi dacă și atunci te-am înșelat. Nu te-am înșelat, că am crezut că ești Mimi, nu Titi, da? Frumusețea asta poți, prin modul în care te îmbraci, prin ținută, poți să fii frumoasă. Eu am fost o urâtă, eu picioare strâmbe, n-am avut sân, n-am... Dar nimeni dintre bărbații care au trecut prin viața mea nu m-a uitat. Și nu sunt o frumusețe. Am probleme cu dinții, acum am proteză totală de 20 de ani. Deci frumusețea nu este frumusețea, beauty is a state of mind. Nu știu cum să traduc. Da. O stare de spirit. Deci e o stare de spirit. Tu, ca femeie, trebuie să te gândești cum vrei să marchezi plicul de care te lipești. Da? Și trebuie să lucrezi la asta. Și inteligența. Acum, părerea mea este că, de exemplu, nu oricine poate învețe matematică. Asta nu înseamnă că e proastă. Da? Sigur. Deci trebuie să descoperi acele canale pe care mintea ta este mai avansată, înțelege mai repede. Deci eu, de exemplu, pune-mă să repar două fire, arunc în aer casa. Deci trebuie să-ți cunoști acel grăunte din care poți să... Și nu e nici de frumusețe, nici de inteligență. Ci este de muncă. E introspecția? Trebuie să te uiți în oglindă și să zici, bă, tată, trebuie să-mi schimb proteza, că mi-a căzut buza de sus. Nu să mă duc să spun, domnul doctor, bă, mai puneți-mi niște hialuronic. Înțelegi ce spun? Să-ți accepți defectele și să râzi de ele. Și să zici, băi, tată, păi, da, sunt, am 68 de ani. Bă, tată, da, am o minte. Eu așa îmi spun câteodată când mă mai înjură unii pe rețele de socializare, că dă-mi matale, le știi pe toate. Le știu pe toate. Dar chiar dumneavoastră, cu ce credeți că i-ați atras pe bărbații din viața dumneavoastră, dacă n-a fost frumusețea? Cu șoc. Deci, nu toți, șoc? Dar bărbații care îmi plac mie erau niște bărbați care erau mai greu de atins, da? Când vrei să dobori unul care e campion la box, trebuie să-l iei prin surprindere. Adică... Dacă te vede venind, e târziu. Înțelegi? Deci, dar nu toți. Sunt bărbați care... Sunt femei care își doresc alt tip de... Mie mi-au plăcut trofeele. Și trofeele au gardă de corn, nu știu ce. Și atunci trebuie luați prin surprindere. Cum au făcut rușii când au intrat în Ucraina, da? De exemplu. Deci, trebuie...
Dar nu toți bărbații sunt așa buni. Îi pui pe fugă dacă te poți. Cei mai mulți. Da. Dar mie ea nu-mi plac. Dar întotdeauna trebuie să-ți analizezi adversarul. Că e o luptă. La început cel puțin da, trebuie. Care pe care, nu. E ca la pescuit, nu? Când tragi, că scapă peștele, nu știu ce. Asta nu o să râde lumea. Dar, încă o dată, asta vreau să e un exercițiu al minții, al emoțiilor zilnice. Nu, de ce de multe femei își pierd căsniciile? Pentru că vin de la biserică, fac un copil, mai fac și pe al doilea și că gata. Nu! Ce părere aveți despre dezvoltarea personală care se practică în toate domeniile în ziua de astăzi? Deci eu, la un moment dat, eu am o fundație care se numește Noi Citim, da? Și mă duc la târcuri, văd ce apare. Spălare pe creier ca la greu. Dom'le, este ca și când văd emisiuni, cum să faceți bani? Bă, cum să faceți bani? Vine unul care trăiește pe... Bă, salariul pe care îl ia de la postul respectiv. Dar el n-a făcut niciun ban. Sau vine un de-asta, chirurg și îmi spune vă fac ochii și nu mai aveți nevoie de ochelari. Dar el poartă ochelari. Deci încă o dată, nu cred în chestiile astea. Nu cred. Cred în... e ca și când unul zice te fac campion mondial la rame, da? Dar el... e pe margine și tu trebuie să tragi la ramă. Nu, tată, trebuie tu să-ți spui. Totul ține de by myself, prin mine însă. Eu, asta e teoria mea. Și în loc de cărțile astea cu schemă, dacă e așa, faci așa, zici că ești într-un algoritm de la pe calculator. Nu. Cultura. Știt. Romane. Istorie. Deci, de exemplu, vrei să înțelege emoția femeia de-a lungul secolului. E o carte excepțională. Amante și regine. Scrisă de o jurnalistă italiancă. A publicat-o în 2008. Nu te chinui să citești cărți pentru că le-a citit Mimi de la 2 sau Gică de la 4 ca să arăți că le-ai citit și tu. Nu! Nu merge cu turma. Alegeți. O carte care te marchează este o carte, eu când mă duc prin librării, deschid cartea și citesc o pagină și văd dacă rezonez da. Dacă nu, merg și în anticariate și în Franța, că eu mai citesc cu Google-ul și franțuzește, cu nemții nu pot să, cu Google-ul nu merge nicunii. Dar, și luați cărți vechi, cărțile vechi au și o încărcătură energetică. Te gândești, mai ales cărțile astea, mie îmi plac cărțile de dragoste, dar scrise frumos. Deci eu odată pe an, de exemplu, citesc, apropo de marketing, apropo de feminitate, nu știu dacă știți, Emil Zola, care scria cu dalea, cu morți, cu mineri, cu nu știu ce, a scris o carte care se numește La Paradisul Femeilor. E Printemps de la Paris, e povestea lui. Și acolo e o poveste de dragoste, dar este cea mai fantastică lecție de marketing. Acolo înveți cum s-au făcut Parisul. O citesc în fiecare an. Biblia, care o citesc în fiecare dimineață, este Biblia mamei, care are acolo însemnările. Când mai găsești în cărțile astea și cu adnotări, acum ce că nu mai e voie să faci abel astea, sunt firmele astea. Dar eu toate cărțile din bibliotecă au pe margine scris. Câte ceva. Pentru că și când le redeschid după ani, mă regăsesc pe mine. Cea de atunci. Cea de atunci și zic, băi, așa de deșteaptă am fost. Deci, nu cărți de dezvoltare. Nu acceptați intermediari între voi și voi. Uite că înțelegeți. Noi suntem după aceea. Asta este. Deci, încercați să vă demonstrați că sunteți unici. Asta e cel mai important. Fără urmă de modestie. Asta nu, eu sunt unică și sunt foarte... Și eu sunt prima care îmi dau palme seara când îmi dau seama că am făcut o prostie. Că toți facem prostii la un moment dat. Dar să nu-mi spun altcineva că mă fac că nu înțeleg. Apropo de asta, mi se pare că femeile devin din ce în ce mai puternice în ziua de azi. Iar bărbații, cum trebuie să fie ca să poată susține o femeie puternică? Nu sunt puternici. Nu sunt puternice?
am pierdut mai mult prin egalitatea de șanse decât am avut înainte. Știi de ce? Pentru că trebuie din... De la tata nu suntem, nu că suntem noi egale, dar fiecare pe felia. Eu cosesc de aici până aici, tu cosești de acolo, nu le poți amesteca. Am avut un... Când pleci la un cross, da? Întâi pleacă femeile și le ți se dă un drum. Acum nu ți se mai dă. Mie, personal, mie nu-mi place chestia asta. Că eu, când am fost CEO la o firmă mare, da? Unde erau numai bărbați, erau vreo două, trei femei, eu a trebuit să muncesc mult mai mult, că de la mine se aștepta mult mai mult. Și este ca și de, poți să o trimis pe o femeie pe macarală? Nu e, nu poți, că dacă e ziua în care are ciclu, nu merg conduce macarau, acum o conduce bărbatul care nu le are cu chestii. Poate după ce a băut prea mult la un meci, cu o seară înainte. Dar încă o dată, nu, eu am pierdut acel timp liber pe care îl aveam cu copiii, cu părinții, cu nu-l mai ai! Că ești trebuie să prestezi. Să prestezi și ce prestai înainte și ce prestează el. Și ce ai cerut tu să prestezi. Eu, să vă dau un exemplu. Sâmbătă m-am dus la duminică, m-am dus la cumpărături, că sâmbătă am făcut o meditație cu o fetiță care eu fac gratuit. Și n-am ajuns nici la biserică. Și m-am dus, am cumpărat, am dus, am băgat în frigider, am dat de mâncare la pisici și am venit acasă și zice... Tu nu faci nimic toată ziua. Eu muncesc, ca repara niște lămpi și nu știu ce prin casă. Adică ceea ce faci tu pentru că am aranjat patul, că am de curățat la pisici, la ieri, așa. Astea nu sunt munci. Se văd. El ce face? Eu am muncit. E adevărat, a reparat niște apă, schimbat niște becuri. Dar era treaba lui să o facă. Da, dar treaba mea nu... Și multe din femeile, doamnelor, cred că sunteți de acord cu mine. Toate avem aceeași problemă. Ceea ce tu trebuia să faci înainte de emancipare și de aruncat sutienul, trebuie să faci în continuare, este în fișa postului. Da? Restul ne batem împreună. Păi normal că tu ai... Eu am mai puțin timp decât el. Da. Înțelegi? Vă mulțumim tare mult pentru că ați venit astăzi alături de noi. Știm că plecați în vacanță, dar vă așteptăm ca și când, atunci când vă întoarceți, pentru că știm că o să veniți relaxată, odihnită. Credeți? Și intrăm pe lecția numărul 2. Vin cu mare drag, dacă uite, m-am simțit bine cu voi, că n-am făcut politică. Ne bucurăm, vă așteptăm cu drag. Sufletul. Mulțumim!